Astăzi, 9 martie 2024, admiratorii artei și culturii își amintesc cu respect și admirație de Mihai Volontir, unul dintre cei mai reprezentativi actori ai Republicii Moldova. În ciuda trecerii timpului, moștenirea artistică a lui Mihai Volontir rămâne vie și actuală, inspirând generații întregi de actori și iubitori ai artei. La un colț de masă plâng, la un colț de masă cântă. În cariera sa, Mihai Volontir a jucat în 120 de roluri în teatru și film. Rolul lui Budulai i-a adus celebritate în întreg spațiul ex-sovietic, precum și în lumea întreagă. Ne-a dus faima peste hotarele țării și rămâne în amintirea, în memoria noastră, ca un cetățean, ca un actor talentat, ca un om de artă. Au fost filmate multe filme. Cel mai principal, îmi pare, filmul lui a fost Țigan. Pe urmă, Slucii, Quadrate 36 și multe alte. Este artist al poporului Republicii Moldova, e bălțean. Când i-a propus să plece la Moscova, Chișinău, a rămas aici, a fost fidel orașului său. Eu foarte mult îl stimez. Cu regret, nu mai este printre noi, dar îl țin minte foarte bine. În anul 2000, Mihai Volontir a fost desemnat drept cel mai bun actor al secolului al 20-lea din cinematografia moldovenească. Este titanul cinematografiei moldovenești și nu doar, pentru că toată lumea îl cunoaște pentru lucrările sale din filmele care s-au filmat în Uniunea Sovietică și mai ales în săptămâna care am început-o noi pe 1 martie, săptămâna comemorativă. În cinstea lui Mihai Volontir am derulat filmele cu dumnealui în rolurile centrale. Mihai Volontir s-a născut la data de 9 martie 1934 în satul Glinjeni din raionul Rezina, Regatul României, astăzi raionul Șoldănești, Republica Moldova. Sufletul precum le-ar fi glob cu două ieri stele, una-i noapte, alta-i zi, bucurie,